Incidentul violent s-a petrecut în curtea unei școli din Bascov, județul Argeș, unde mai mulți adolescenți din grupuri rivale s-au adunat să rezolve o dispută mai veche. La un moment dat, un elev de clasa a 5-a, cunoscut pentru comportamentul violent, a ieșit din școală și l-a înjunghiat pe adolescentul de 14 ani. Gardianul instituției a văzut scena, însă nu a mai apucat să-l oprească pe agresor. Atât am putut să văd că alerga și am văzut că celălalt îi curgea sânge. L-am imobilizat, el nu a ripostat. Conducerea școlii a sunat la 112. Un echipaj SMURD și o patrulă de poliție au ajuns imediat la unitatea de învățământ. Elevul agresor a mai avut comportamente agresive, însă nu astfel de atât de periculoase. Am decis să-l mutăm disciplinar pe acest elev conform legislației. Îl vom muta la școala de circumscripție. Copilul rănit a fost dus la spitalul de pediatrie din Pitești, unde a primit îngrijiri. Medicii spun că este în stare stabilă. Plagă prin înjunghiere afirmativ în regiunea coapsei posterioare stângi. El a fost triat, a primit îngrijiri, a fost monitorizat și ulterior internat în secția de chirurgie pentru continuarea tratamentului și supraveghere. Agresorul a fost ridicat de poliție și dus la audieri în prezența părinților. În cauza a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de lovire sau alte violențe și portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase, iar cercetările continuă. Potrivit conducerii școlii, minorul agresiv nu era la prima abatere. Anul trecut a fost inclus într-un program de consiliere pentru că avea o atitudine și un limbaj violent față de colegi cu care mai avusese altercații în trecut.